ce scria atunci în ghid, dacă s-ar fi anulat standardele de cost, nu mai aveai posibilitatea să te întorci și să ceri diferența pe eligibil. Atât ai cerut, atât ți se acordă. În schimb, care era reversul? Dacă cumva nu se elimină standardele de cost, ori să vină la clarificare să solicite trecerea diferenței pe eligibil, ceea ce s-a și întâmplat. Ca urmare a celor clarificări, administrația, primăria, a trimis 3 adrese. 3. La AMEPOR. Nu s-a răspuns la niciun. Nu s-a răspuns pentru că n-au ce să răspundă. S-a aruncat o sumă pe piață, 7700, egală și pentru reabilitări, și pentru grădinițe cu program prelungit, și pentru grădinițe cu program normal, așa aiurea. Nu vrea să o facă nimeni, să o readucă cum trebuie în legalitate. În legalitatea ordonanței de urgență dată de guvern în 2018, primind anulea standardelor de cost. Acum, dumneavoastră, eu înțeleg că vi se pare suma mare, dar dacă o faceți pe bani proprii, puteți să găsiți un proiectant să-și pună capul în laț și să vă proiecteze, fără nicio sursă de energie regenerabilă. Nu neapărat competitivă, poate să fie orice. Panouri solare, spuneați dumneavoastră, panouri solare se pot folosi doar la ACM. Cantitatea de energie consumată pentru ACM, apă caldă menajeră, care poate fi consumată de o clădire publică, grădiniță, este de 3% din total energie pe an. Nu o să obții de acolo parametrii care ți indică legislația eliberată de MEDERA. N-am făcut eu acea legislație. Mi se pare extremistă și mie. Da? Dar dacă așa zice legea 372 și toate normele date de MEDERA în continuare, îmi pare rău, dar eu ca proiectant trebuie să le respect. Clădirea în sine, ați aprobat o clădire similară. Poștei. Poștei are 650 de euro pe metru pătrat. Strunga are 610, construcția. Cealaltă petrolul care e la bulevard și am considerat că e mai reprezentativă, are 710, nu e o mare diferență. Dotări. La poște aveți atâtica, la noi aveți atâtica. Sunt 3 oferte. Noi nu luăm un sfanț în plus, da? Indiferent câte dotări punem. Tariful nostru procentual se referă numai la construcții montaj, nu la dotări. Dacă în licitație vin unii și licitează de 3 ori mai puțin la dotări, foarte bine, să aducă chinezării și alea să le liciteze. Nu e problema noastră. Noi am luat oferte din piață. Mai mult, toate prețurile acestea, inclusiv pompa de căldură, au fost verificate de experții ADR. Rezonabilitatea costului se numește această verificare. Dacă proiectul nu trece de rezonabilitate, se declară neeligibil. Acum, toate proiectele aceste două proiecte, nu că sunt declarate neeligibile, sunt în precontractare, deci a fost aprobată finanțarea contrar ce mai spuneți dumneavoastră. Eu mi-am făcut treaba. Acum că nu vă convine dumneavoastră cât vrea să dea ministerul pentru ele, eu ce vin am? Am procedat corect, am încercat să luăm cât mai mulți bani. Și în continuare cred că se poate. Grădinița Strunga, ultima, da? Petrolul, scuze. Acum, da, acordă doar 1 milion. Știți câți bani se dezangajează la anul? N-au pe ce să-i cheltuie. Automat se vor da la proiectele, cum au făcut de fiecare dată, la proiectele care sunt pe punctul, în continuare și care pot consuma acest ban. De altfel, în contractele care s-au propus, având în vedere că ei au spus întâi că dau 200%, e în documentul cadru de implementare al AMEPOR-ului, 200% scrie, se vor pregăti proiecte de 200%. Acum dau doar 100%. Da? Dacă dădeau 200%, da, ajungeau banii. Dacă eliminau această prevedere din ghid, prevedere care scrie clar în ghidul în consultare că este din standardul de cost, nu am fi avut această discuție astăzi. Acum, dumneavoastră puteți să hotărâți, evident, fiecare hotărăște cum crede. Dacă, deci prima hotărâre este vorba de aprobarea indicatorului, da? Am pregătit pe dumneavoastră o foaie să vedeți costurile per metru pătrat, pe clădire, chiar și domnul Boteza la trecut a spus că e pe acolo, da? Atât este. Și pe amenajare. Sunt 130 de euro pe amenajare exterioară cu tot ce înseamnă conducte electrice, iluminat, tot. Da? Gândiți-vă cât plătiți pe un parc. Că tot cam pe acolo vă duceți. Da? Nu sunt sume exagerate. N-am exagerat niciodată. Dacă vă uitați în trecut, o să constatați că toate proiectele făcute de noi s-au licitat cam între 91 și 99%. Nu cred că am greșit și că facem noi așa mare daravelă ca să ne umflăm ce plus meu. Să știți că și eu vreau să dorm liniștit, să nu mă verifice nimeni. Nu umflăm deloc. Față de prețul minim, scuze un pic și termin, față de prețul minim
care știu că este pe piață la un moment dat, merg un preț mediu care mi-l dă Windows și care îl folosesc de vreo 14 ani de zile, care cam cu 10-15% mai mare decât cel mai mic preț care s-ar putea obține în piață. Acum, cu toate creșterile date de 114 și nu știu care dumneavoastră faceți construcții, da? Nu. Da? Nu fac construcții, nu mă... Bun. Deci 114 se aplică și la furnizori, și la constructori, dar și la producătorii de materiale. 114, gata, și e ultima. 114 combinat cu instrucțiunea 112 AMPOR ne dă voie doar să creștem la manoperă. Dar dacă întrebați orice constructor, o să vedeți că a crescut betonul cu 15%, a crescut fierul cu 10-15%, toate materialele de construcție au crescut. Astăzi, dacă vin și licitează, pe prețul care l-am pus eu acolo, licitează. La anul s-ar putea să nu mai aveți cine să vă liciteze. Da? Nu, dacă întrebați orice constructor, o să vedeți că nu mai au oameni. Pleacă. Din ce în ce mai puțin. Atât. Dacă aveți întrebări, punctoare, vă răspund cu drag. Se poate Domnule, deci, autotraducere. Eu am înțeles așa, acum spuneți vreau să dacă am înțeles bine sau nu. Sau lucrurile stau în felul următor. A spus mai devreme că domnul mi-a făcut treaba, mi-a primit și banii, ce bine am eu. Corect, dar într-o, mă rog, nu mă tamă, dar cam asta a spus mai devreme. Foarte bine, felicitări. Dacă domnul viceprimar Pan are dreptate și mai găsim, în București vorbim, grădinițe, la 40% din cât ne propuneți dumneavoastră, deci să înțeleagă toți proiectele dumneavoastră, ne propuneți acum o grădiniță de 3 milioane de euro. O grădiniță de 760 de metri pătrați construiți, da? Desfășurați, sunt mai mulți, probabil că are și ceva curte pe acolo, cum a menționat și domnul viceprimar, sunt suprafețe similare, da? Vorbim de 3 milioane de euro. Dumneavoastră v-ați făcut, nu v-am întrebat, dumneavoastră v-ați făcut treaba, corectat o grădiniță de 3 milioane de euro și trebuie să primiți banii că v-ați făcut treaba. Acum că noi găsim bani, că nu găsim, că bani nu-i problema noastră, am înțeles. Dar eu vă întreb altceva. Dacă alți consilieri din București, din Timișoara, de unde vor mai fi, au votat o grădiniță de 1 milion de euro, au votat, da? Dumneavoastră mă puneți pe mine să votez una de 3 și fără viză de legalitate? Că dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă nimic. Nu este normal să facem așa ceva. Nu este normal. Să plătim noi de 2 ori mai mult pe o grădiniță similară și că de asta nu avem viză. Dumneavoastră aveți un vot. Aveți același drept. Nu m-ați înțeles. Eu v-am înțeles. Dacă să vă înțelegeți, ascultați. Vreau să vă spun ceva. Deci, nu ne puteți obliga să facem asta, dar trebuie să vă spun treaba, v-ați luat banii. Corect. V-ați luat banii. Vreți să vă răspund? V-ați luat banii? Nu. De ce? O parte. Că nu vreau să plătească colega dumneavoastră. O parte, am înțeles. Așa. Deci, domnul consilier. Rușine să-i fi. Am rugămintea la dumneavoastră, că dau eu imediat cuvântul. Problema este următoarea. Cred că nu s-a înțeles bine. Domnul Pan a dat un exemplu de 8 milioane și ceva la București. Varianta 2. 8 milioane jumate. Noi o facem cu aia, trumea cu 9 milioane. E cam același lucru. Nu cu 1 milion, cu 2 milioane și cu asta 3 milioane. Aia e rezervul petrolului. Ce a dat s-a înțeles. E vorba de cost, domnule președinte. 13 milioane pe Strunga, nu 9. Nu, dar pentru exactitatea cifrelor. Deci construcția grădiniței nu are 700 de metri pătrați, are 2100 de metri pătrați, clădirea. Prețul este pe metru pătrat construit, nu este pe metru pătrat amprentă la sol. Nu la mână, și doi la mână, suprafața curții este de 2060 de metri pătrați. Pana, mai repetați odată, vă rog, acele suprafețe, vă rog, și da, stați așa un pic. Păi nu, că domnul Pană ce ne-a spus, că am verificat și ala. E vorba numai de clădirea grădinței. Am spus-o de la început. Noi avem, dacă vă uitați la clădirea grădinței, are același cost. Ca în Timișoara, ca în București, ca peste tot. Pe metru pătrat. E același cost. Ceea ce variază, că am văzut și eu la Timișoara, de exemplu, unde v-am zis, 7 milioane de lei, aici e 7 milioane și ceva. Da? Da.
7 milioane, 8 milioane, atât este și a noastră, da? Cum să fie a noastră dacă e 13? Nu este 13, este, dacă, de ce evitați faptul că avem și amenajări în curte care ei nu le-au prins în buget? Costă zero alea. Și amenajări în curte? Amenajările sunt duble, sunt cârcătirea. Deci, deci vi le-am dat acolo, uitați-vă. Da? Amenajări, deci avem o clădire 7 milioane și 3, și dumneavoastră, comparat. Deci, pentru acuratețea cifrelor, dacă vă uitați, o să aveți 7 milioane de lei este construcția clădirii. Și 6 milioane cu. Și nu trebuie să vorbim. Domnul meu, mă lăsați să spun până la sfârșit? Vă rog frumos. Da? Aveți 140-130 de euro pe metru pătrat, ori 2000 de metri pătrați. Este curtea. Deci sunt vreo 300.000 de euro curtea. Da? Aveți 1.000.000 de lei pompele de căldură și la aceste lucruri se mai adaugă partea de cheltuieli neprevăzute, da? Care reprezintă 10% din costurile de C plus M, mai aveți costurile pentru tot ce înseamnă consultanță, proiectare, partea de management, după ce se semnează contractul, dirigenția de șantier, toate avizele, toate lucrurile acestea. Asta este componența costului. Și ce avem noi, într-adevăr, iar aici, destul de costisitor, asta sunt cerințele pe care le avem la cei de la ISU. Ne pun ăștia să construim nu știu câte bazine, nu știu câte sprincăle, nu știu câte furtune de acces la rețeaua de apă. Ceea ce, pe fond, este un lucru bun. Că în orice situație, grădinița, nu știu ce uși speciale, antifoc și așa mai departe. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun, că înseamnă că avem o siguranță extraordinară pentru copii. Sunt solicitările celor de la ISU după nefericit eveniment de la colectiv. Aici sunt costurile. Grădinița cu tot cu dotări, încă o dată vă spun, este 700 cea de pe Strunga. Cea pe Petrolul este în rezervă. Cea de pe Strunga este de 710 euro cu tot cu dotări. Cu tot cu dotări. Pe metru pătrat. Și avem 2000, aproape 100 de metri pătrați, ori 710 euro pe metru pătrat înseamnă 1.400.000 de euro cu TVA, doar construcția, doar grădinița. Da, deci mai vreau să completez un lucru. Dumneavoastră puteți hotărâ oricum să eliminați ce doriți din curte și să rămâneți doar cu construcția cum au făcut celelalte localități. Puteam să eliminăm, nici nu iau bani, reduc contractul dacă aici e problema dumneavoastră că am muncit și nu merităm banii, da? Dacă vreți să vi le asumați, să nu le faceți conform standardelor, asumați-vi-le. Dar nu mi le impuneți mie ca proiectant, pentru că eu răspund. Doi, ați dat exemplu două grădinițe cu P+2. Știți ce scrie normativul de incendiu? Interzis, P+1. Da? Interzis. Obligatoriu. Nu, citeți legile cu atenție. Duceți-vă pe forumul arhitecților și puneți o întrebare legată de legea 372. O să fiți uimiți. Ce e aia? Nu știu. Nu știu. Ne cereți nouă care ne facem treaba cum trebuie, ne comparați cu o serie de... Nu. Toți consultanți sunt și cei care au dogmit respectivele studii de fezabilitate. Și atunci eu de ce aș face diferența între dumneavoastră și ei așa cum o face dumneavoastră? Dumneavoastră? Eu cred că sunt la fel de bun și ei ca și dumneavoastră. Numai că au scos niște prețuri mai mici. Dați-i voie, scuzați-mă pe domnul consultant să spună. Deci vă comparăm cu cine? Vă comparăm cu... Poftim? Cu cine vă comparăm? Cum? Ați început și m-am întâlnit cu George. Păi ne comparați cu o firmă care nu înțelege să respecte toate normativele. E problema lor. Dar nu-mi cereți mie, dacă la acea grădiniță de P+2, da? Mâine se face și are loc un incendiu și moare un copil sus, la etajul 2, că nu are timp să ajungă jos, eu merg în închisoare. Niciodată nu se poate. Dar de unde știți dumneavoastră că nu respectă, domnule? Pentru ce faceți asemenea acuzații? Dar nu fac o acuzație. Ce faceți asemenea acuzații la adresa care sunt destul de grave? Dar citiți mi-asă normativul de incendiu. Citiți mi-asă pe 118, domnul consilier. Firma despre care cum ai? Nici nu știu cine este. Dar sunt colegii dumneavoastră. Poftim? Sunt colegii dumneavoastră. Din păcate 80% eu nu ești colegii. Din cea ce în țară. Deci 80% nu ai adunit colegii. Uitați-vă pe ce proiecte sunt. Uitați-vă ce... Intrați pe SICAP. Uitați-vă ce proiecte se aprobă la un 4-1, cum e terminalul. Da? 3 foia. Domnul Pătrundan. Îmi pare rău. Vă mulțumim foarte mult. Și ceva de... Domnul Pătrundan. La
am să vă rog frumos, în primul rând, să cer o pauză de 10 minute, după care am să iau și eu cuvântul. Da. După că s-au cam muncit spiritele. Propun la vot, pauza propusă de domnul vicepremier Gaia. Cine este pentru? Mulțumesc de atine și vă mulțumesc pentru tine. Pauză, dar 10 minute. S-a acumulat într-un conflict ca să nu mâncăm așa. Deci, domnul Robert, nu mai ați putut să vă mulțumesc. Thank you.